Vorbim despre sfinți și sfințenie, mai ales că duminica am sărbătorit și Duminica tuturor sfinților, prima duminică după spogorirea Sfântului Duh. Într-o nouă ediție plină de înțelepciune și inspirație, părintele misionar Dan Damaschin a adus în prim plan subiectul sfinților și sfințenia, subliniind importanța lor în viața noastră contemporană. Sfântul Iustin Popovici spunea: sfințirea este starea normală a sufletului nostru, să te sfințești tu însuți mai întâi și apoi să te sfințești pe alții. Cum explicăm această Ce învățătură? Ce frumos! Să o lasă cu Sfinții pe Pământ, Fra Iustin Popovici. Asta e realitatea. Omul a fost pus de Dumnezeu unde? În grădina Raiului. N-a fost pus să stea la, eu știu, în cârciumă, și neapărat cârciumă este cel mai rău fumat loc de pământul acesta. Sunt altele, poate mai urcioase, care ne apropie de ea, dacă mă gândesc bine. Dar dacă Dumnezeu ne-a făcut să fim în stare de armonie cu întreaga natură și cu întreaga lume, dar mai ales cu divinitatea, bineînțeles că acesta este rostul omului, chiar dacă ne naștem într-o lume în care păcatul este prezent, prin faptul că se sfințește omul cu harul lui Dumnezeu încă din clipa veii în lume, cu botezul, cu ungerea cu Sfântul Mir, cu spovedania, cu împărtășania, cu cununia, apropo, pentru cei mai tineri, înseamnă că noi, de fapt, reîncercăm să intrăm în sfințenie, ajutați fiind de puterea Duhului Sfânt, care când vine? Prin jertfa lui Iisus pe cruce și trimiterea la focarea Duhului Sfânt în lumea noastră. Un om care este plin de stare de fericire adevărat, că asta este sfințenia, stare de fericire desăvârșită, grădina Raiului, fără a mai fi ispitit de demon. Bineînțeles că îi sfințești pe cei din jurul tău. În timpurile noastre există nedumeriri în privința noțiunii de sfințenie sau despre cum putem ajunge la ea. De foarte multe ori, sfinții sunt priviți de oameni ca niște eroi cu puteri deosebite. Părintele misionar Dan Damaschin ne învață care sunt principalele caracteristici ale sfințeniei în viața de zi cu zi. Da, vedem pe sfinți ca niște supereroi, apropo, exact, de ce ne se oferă, unde contează foarte mult performanța aceasta pe care o face, excelența în anumite zone. Dar sfințenia nu se câștigă nici la 110 metri garduri, nici, eu știu, la 6 metri săritură cu prăjirea înălțime. Nu, ea se câștigă prin smerenie, lucruri care nu cer un efort fizic extraordinar, nici un intelectual, ci necesită în primul și primul o inimă curată și plăcută în care Dumnezeu să se sărășluiască. Părintele misionar ne spune că sfinții sunt expresia întrupată a Duhului Sfânt în lume. Biserica noastră a proclamat un sfânt, aici atenție, nu pentru că mi s-a părut mie că acel om ar fi mai bun, ci pentru că în istoria noastră sunt mărturii din partea istoricilor cu lucrarea minunată acelei persoane în istorie. Poporul care merge la locul de martiraj, în biserica unde a fost îngropat un sfânt, simte și reclamă acele minuni. Mai multe despre sfinți și sfințenie puteți afla în cadrul emisiunii integrale difuzată pe pagina de Facebook și YouTube Iași TV Live. Diana Ciobanu împreună cu părintele misionar Dan Damaschin vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, marți, de la ora 17.